Ia să vedem cum putem să formulăm. Alexandra. Dorin scrie o scrisoare mare. Foarte bine. În anul 1968, de când școala gimnazială 200 funcționează, nu a trecut prin niciun fel de modificare majoră, așa cum s-a întâmplat anul trecut. Existau probleme la nivel de zugrăveală, la nivelul structurii chiar. Aveam și o inundație la etajul 2 pentru că acoperișul nu era foarte bun. Școala, bineînțeles că nu era la standardele la care este acum. Îmbunătățirile se văd, se simt și sunt de apreciat. Nu erau toate dotările care sunt acum și care, într-adevăr, ne sunt de un real ajutor tuturor cadrelor didactice. Este un pas înainte pentru noi toți. Ne ușurează și nouă munca. Se vede în performanțele elevilor.